Nu să pună ceva la loc. Să scoată cartilajele. Fragmente de cartilaj, fragmente de os, mă rog, elemente de incidență care apasă pe nerv, pe vase și care intră în conflict, ducând la durerea aia dramatică. Sunt uneori niște dureri de astea de ția capul, efectiv, da? În timp ce noi ce facem? Luăm niște sânge de la dumneavoastră ca să facem lizatul la plachetă de și care vă spuneam. Și duceți la minus 100 cu tare? Exact, în 40 de minute toată jucăria asta înseamnă așa că îl congelez odată la minus 186 de grade, aproape de zero absolut, da? Uh-huh. Nu prin criogenare, e foarte important treaba asta, de ce? Pentru că își păstrează structura genetică. În momentul ăla el a înțepenit, și îl urc brusc la 37 de grade, temperatura corpului, da? Exact. În momentul ăla facem de 3 ori, ăștia au zis în studii de 3 ori, noi facem de 4 ori, da? Ca să fim asigurați. Ciclul ăsta îngheț de gheț și am obținut zeama asta șmicheroasă, da? În care celulele stem vin acolo într-o veselie, este Hotel Hilton acolo. Uh-huh. E o nebunie totală, da? Însă rămâne decât să le mai și activezi, adică să le pui la treabă. Că le zic, păpușele, noi suntem aici, când aveți nevoie de noi, suntem la produs, da? Și atunci venim în aceeași articulație, prin același act prin care am injectat zeama respectivă și băgăm laserul respectiv. Fiind un laser de mare penetranță, te duci cu acul, practic e un ac care se bagă în articulație și prin acolo se bagă fibra optică care conduce semnalul laser până unde ai tu nevoie. Uh-huh. Asta e șmecherea, fiind focalizat în zona de incidență, nu trebuie să ai laser de mare putere. N-ai de ce. În felul ăsta se numește laser rece, pentru că practic nu afectează nici celulele sănătoase, nici aia decât pe celulele bolnave atâta. Da? Și atunci palea le face competente, intră la produs și restul își urmează firea lucrurilor, că așa a lăsat Dumnezeu. E și anumita cascadă inflamatorie prin care corpul se autorepară. Nu trebuie să-i spunem noi cum și ce știi, e mult mai bine, în mii de ani de evoluție. Dar să vă întreb ceva, vorbim de celulele STEM pe care... Nu din umbilic. Păi asta voiam să vă întreb. Nu, din sânge. Fiecare om are celulele lui STEM suficient, da, enorm de multe care, da, să facă treaba asta. M-a întrebat cineva, dom'le, la 7-6 de ani mai am celule STEM? Fratele meu, ai din prima până în ultima secundă a vieții tale celule STEM. Nu atât de multe, vrei să spui, ai altceva. Nu, la 76 de ani față de 18, de exemplu, da? Dar la fel de potente, fără discuții că sunt. Haios este, păi după ce îmi luați atâta sânge, mai găsim? Păi ce are? Alea se produc în continuare. În orice celulă reproductibilă se găsește celulele STEM, fără nicio problemă asta. Cât durează, de exemplu, adică 18 minute, câte în afara corpului? Trebuie să faceți, domnul doctor? Aici, din păcate, nu este o normă, dar ca medie vă spun, după vreo 8.000 și ceva de pacienți până la ora asta tratați, undeva între 10 și 12 ședințe, din păcate. Cam așa este. De ce? Pentru că sunt prea puține celule STEM în sânge, nu sunt atât de multe. Tehnicile actuale sunt așa, luăm din măduvă, sunt la moda asta, da? Din măduvă sau din grăsimea corpului, de pe burtă de cele mai multe ori, da? Sunt foarte bune sursele respective, aia grăsimea de pe burtă este nebunie pe față, da? Dar nimeni nu spune că sunt halucinant sau prohibitiv de scumpe. Asta e haios, da? Și mai mult decât asta, le-a extras de acolo și în afara corpului le supraviețuiesc decât 18 minute, atâta. Asta deci este... dacă nu faci toată ghidușia asta și în 18 minute... Adică să te dai peste cap, le dansezi în față, le faci cu mâna, la revedere, 18 minute s-a dus. Păi cum să faci în 18 minute când una din metodele clasice, da, de prelucrare a celulelor STEM obținute din grăsimea de pe burtă presupune una din etape 24 de minute, atâta durează ea. Se numește spălare enzimatică, da? Uh-huh. Păi și cum n-ai bani să le injectezi în 18 minute când tu nici măcar nu le-ai pregătit pentru injectare? Așa. Și atunci, practic, în mod nu premeditat, tu injectezi celule debilizate care nu mai au valoare terapeutică foarte spectaculoasă dacă nu sunt moarte între timp, da? Și atunci le injectezi că poate cine știe mai scapă ceva pe acolo. Dar pe lângă celulele STEM mai trebuie și niște trombocite, mă rog, alte celule din corpul uman, care au așa numiți factori de creștere, cărămiduțele, practic, din care se construiește sau se reconstruiește osul, că asta urmărim noi, os, cartilaj, tendon, da? Care nu lucrează în orice condiții, numai la anumite celule, da? Anumite, da? Și astea, din păcate, nu mai sunt valabile.
Asta, din cauza asta, era lizatul plachetat de care vă spuneam, ca mediu de cultură, noi punem acolo, asta încep să se belferească pe acolo, da? Și atunci venim cu lasării și nu facem decât să le punem la produs. Să le trezim și să le ducem la muncă. De asta muncă, sunt da? Atât de multe ședințe. Exact. Din păcate, însă, repet, în sânge nu este o concentrație atât de mare de celule. Este motiv pentru care e necesar să ne vedem de mai multe ori. 8, 10, 12, 18 ședințe câteodată, da? Oricine își poate permite 100 de ședințe, domnule. Nu știu, din păcate nu. Nu, din păcate. Asta este o mare problemă și este, cum să spun, este de discutat. Dacă nu ar fi o variantă să fie și un element de introdus la compensări, la Casa de Sănătate. Ați vorbit acolo? Adică ați încercat să introduceți sau să vedeți dacă există pe listă? În primul rând că nu există așa ceva. Nu există în nomenclatură. Deci doar că nu există pe nicio listă. N-ai ce să vorbești. Păi, de exemplu, la DSP, când m-am dus să-mi iau autorizațiile, laserul ăsta care îl vedeți e de clasă 12, ceea ce nu există. E numai clasă militară, clasa 12, da? Când s-au uitat aia acolo, primul lucru care l-au chemat, au chemat SRI-ul, nu Ministrul Sănătății. Da, mi se pare normal, acum mai n-aveam nicio treabă, SRI-ul da, și când da, exact. Ne morităm. Da, și atunci, fără discuție, suntem mult în urmă vis-a-vis, dar nici ceilalți nu sunt foarte departe. Adică suntem foarte rău, dar nici ceilalți nu sunt foarte departe de noi vis-a-vis de elementele de legislație, mă refer, da? Ar fi foarte șmecheros, oricum, pentru mine e foarte clar, tehnica regenerativă va fi tehnica viitorului, este tehnica viitorului. La ora asta, cancerul mamar este rezolvabil. Punct. Prin asta. Prin tehnica asta. Prin tehnica asta. Prin tehnica, o să se supere foarte multă lume pe mine când ați dat, v-am arătat cazuri. Diabet insulinodependent, 54-58 de unități de insulină pe zi, e halucinant ce se întâmplă. Omul ăla, dacă îi dai o palmă pe spalte, la pică în comă instantaneu. După 33 de zile de tratament, da, a renunțat definitiv la insulină. Și despre nu i-a mai tăiat nimeni piciorul. Da, că de aici, de fapt, al doilea laser de sub ăsta în plasmă de oxinitric, așa, este o altă revoluție în domeniul ăsta. În loc să-i amputeze piciorul, piciorul este nou-nouț acum. Arată chiar mai mișto decât ălalalt, da? Așa, și culmea dreptul că pe lângă picior s-a rezolvat și de diabet. Și nu mai face insulină, domnul doctor? Deloc. Deloc. Mai adecât niște pastiluțe, se numește Siofor, nu vă reclamă că oricum toată lumea. Asta este substanța activă, da? E cunoscut foarte bine. Ideea este că el ia o pastiluță de întreținere, atâta. Dar nu în sensul că nu mai fi nevoie. La glicemie 600. La glicemie 600. Acum are glicemia 90, 80-90, cam atâta. Dar eu am văzut la dumneavoastră și da, oamenii care mi-au scris să facem acest interviu, că dumneavoastră ați rezolvat niște cazuri incredibile. Speciculoase. Parkinson? Da, Parkinson. Alzheimer? Da. Suntem în vorbe, suntem în studiu, că este, de exemplu, directorul adjunct, nu știu cum se zice, nu prea le știu titlurile la ăștia, de la Institutul Pasteur din Franța, care au zis, hai să ne vedem, să facem niște studii împreună. Dar de ce, copilași? Rămâneți voi acolo, că atunci când eram eu la începuturi, nu venea nimeni să-mi dea și mie măcar o zeamă de aia care costă 40.000 de euro un flacon atât, da? Cu medii de cultură și așa. Stați acolo, liniștit. Acum vă caută toată lumea, acum, înțeleg. Da. Și este un trust foarte mare în Turcia, de exemplu. Să vii, doctore, să facem împreună o chestie mișto, să facem istorie și să câștigăm bani sau ceva de genul ăsta. Dar lasă păpușel, că le-am făcut deja. Și oricum am bani. Și oricum am bani. Nu, nu, mai fac și la mine în România. Și foarte mulți bani. Eu nu știu care este problema cu România. Eu chiar nu știu. Ba, din contră, mie mi se pare poporul român un popor atât de reactiv și atât de spectaculos, atât de frumos, numai că suntem prea ținuți la mizerie. Aia e toată treaba. Și că nu putem să ne controlăm noi destinele, ai cu tot o altă discuție, da? Cu 2, 3 mii și 4 beri, din păcate ți-ai distrus tot destinul, că nu poți să te duci mai departe, da? Că dacă a zis toată lumea, mâncăm mici și votăm cu așa, s-a dus dracu totul, da? Iar când îi vezi însă, ei pornesc, de-aia cred că este și individualismul ăsta, nu să vezi doi români care se înțeleg foarte bine. Pentru că fiecare are o autonomie, o personalitate foarte șmecheroasă. Mie îmi place enorm de mult poporul ăsta, față de alte popoare. Care să nu vă supra, sunt cam bătuți cu capul, așa, pe bune. În cap, domnule. Da, mă rog. Sau dacă e capul altuia și da, bați, da, poți să-l faci și cu ideea, capul. Da. Ideea este că, din nefericire, eu n-am văzut un popor atât de revolut ca al nostru. Pe bune. E foarte dinamic, e foarte cu sânge în el, numai să-i dai și un argument.
De exemplu, cu telefonia mobilă. Vedeți, orice fraier are un telefon în mână, de-aia super și mechereu, 4G, au nebunie ăștia. M-am dus acum prin străinătate, mă uitam, bă, ăștia n-au semnale, cât de prost sunt, Doamne, iată-mă, și eram în hiper. Da? Că ați rămas dator cu Parkinson-ul ăla și da, e și în Parkinson, deci este un caz, așa, cel mai spectaculos, sunt mult mai multe cazuri, da? A unei doamne, 72 de ani, da? De 17 ani, ea era era parkinsoniană, da? Haios este că niciun medicament nu mai putea să-și facă efectul, da? V-am arătat filmele, când încerca, bine, ăsta este o reacție a parkinsoniană, când încearcă să se ridice și intră în blocaj muscular, da? Și v-am arătat după o jumătate de oră, de la prima ședință a început să facă piruete prin recepție pe acolo. Da, o să vedeți și noastră imaginile. Da. O să are sunt spectaculoase și mai ales după 3 luni de zile când a venit să ne pupăm, să la revedere, așa, am rugat-o să facă câțiva pași pe acolo și făcea valsuri prin recepție de zicea că e dansatoare profesionistă. E genial de mișto. Deci adică sunt niște promisiuni spectaculoase. Da, acum, da. Câtă lume v-a cerut afară din România, domnule? Multă lume, foarte multă lume. Păi e interes. Nu asta e atâta mare problemă, că evident, când ești așa, e sursă de bani, nu e o problemă asta. Adică nu fac probleme, mamă, că sunt eu drăguț, așa. N-am fost nicio... Apropo de asta, eram în facultate și aveam un coleg la ASEP, dar mișto rău de tot. Mamă, era bun în spume, i-am și zis, păpușel, te rog eu frumos, când venim obosit de la cursuri, să nu faci prostii, te rog eu frumos, să nu dormi fără plapumă, fără chestia asta, te rog eu frumos, atent, da? Frumos, blond, mișto, niște, un piept de la superb. Culmea este că băiatul ăsta, cum să spună, lua toate gagicile, când mergeam la petreceri, ăsta lua tot ce era mai bun acolo, erau alea care pierdeau examene, plângeau pe umărul meu, niciodată nu eram și eu unul care să zică, mamă, m-am dus, l-am văzut pe ăsta, am murit, îmi tai venele după el, fals. Eu am suferit destul de mult vis-a-vis de astea. Păi cum dracu, nu m-a făcut și pe mine mama puțin mai de Doamne ajută, așa. M-a făcut mai slut așa. Haios este că nu în asta stă valoarea ta, dar atunci era important treaba. Ideea este că atât de mult îmi doresc să fac o treabă faină. Nici nu-mi pun problema că atunci când îți iese ceva, toată lumea te caută, că e logic, e sursă de bani. Ce așa mare șmecherie? Noi avem o boală să ne tot plângem așa, că nu merge ailaltă, că așa e în România. Bă, mă lași în pace. Adică de ce e așa în România? E așa în România, te dai tu cu spume așa, că e așa, dar când te duci, de exemplu, și îți arunci mucii pe jos, iertați-mă, da? Uiți, de exemplu, că în Germania, de exemplu, ai luat 25 de euro amendă, scurt. Eu am fost în Germania, penultima plecare, că atunci când zice profesorul Weber, vii, las mâncarea, am și plecat, adică sunt deja în aeroport, da? De ce? Pentru că el atunci mă ia și lucrăm lucruri, facem lucruri în clinică la el. Ăsta și-a cumpărat 2 sate, ca să vorbim așa, și-a cumpărat 2 sate, 2 păduri, o herghilie, nu știu, eu fac o chestie mișto pe acolo. Și când a zis, vii, am și plecat, da? Haios este că toate astea ies absolut de mare spectacol, iar profesorul Weber la ora asta, mie mi se pare așa un mic monstru, pentru că deja începe să se joace de-a Dumnezeu. Te ia cu panică. Eu am văzut, v-am povestit mai devreme, un moșuleț la 116 ani, bine, miliardar, sigur că da. Să-i dați numărul meu, vă rog. Cu toată dragostea. Mulțumesc. Moșului. Moșului, da? Ăștia de 116 ani, îmi plac maxim. Culmea, dracu, este halucinant. Deci, nu că era cu bastonaș, ce alergătură avea moșul pe el, ce tonus avea. Eu i-am făcut ecografia moșului în prezența profesorului Weber, dom'le, toate organele erau impecabile. Ăsta venea odată la 6 luni de zile și face perfuzii cu celule stem pentru întinerire. Dar cum a ajuns la 116 ani? Ce a mâncat? Celule stem. A mâncat celule stem? Da, da, de 8 ani de zile. Face odată la 6-8 luni de zile, vine și face câte asta un ciclu, e o da. Injecție pe care ți-o faci și se regenerează automat și se regenerează, tot corpul, da. Fără să ai sau chiar dacă ai nu hormoane. Ai nicio reacție inversă, dacă la asta ne referim. N-am, pentru că totul este autolog, deci totul provine de la mine. Să duc, cum mi-a zis mie mai devreme la cafea, da. Să duc fiecare la locul lor și... Știu ele foarte bine, repet încă o dată, nu trebuie să învățăm noi corpul. Asta este ceea ce am greșit noi de atâta timp.
avem impresia că suntem noi șmecherii lui, nu e adevărat. Natura e cu mult deasupra noastră. Da? Ce n-am înțeles noi este că dacă ești puțin mai atent și lași natura, cursul natural, da? Mâna lui Dumnezeu, de fapt, da? Atunci poți avea o chestie fastoasă, să lași așa cum, sau să ajuți. Da? Că, practic, mecanismul de care vă povestesc, nu l-am inventat noi. E de miliarde de ani, în evoluție. Da, eu tot sunt curioasă ce a mâncat de la dare 116 ani. Nu mânca nimic. Și culmea este că chiar mânca, cu moșulețul a mâncat o friptură de asta de vită. A, deci mânca, era viu, mișcat. Nu, era mișcat, nu, dădea din urechi, totul, absolut. Dar nu trebuie să glumesc, că e chiar pe bune. Dacă se punea moșul cu mine la alergat, cred că leșinam eu de vreo 40 de ori până la poartă. El alerga, n-avea nicio treabă. Bine, schimba câte un Rolls Royce în fiecare zi. Întâmplător, aia altceva, dar asta ca elemente așa. Dar altfel, ca biologic așa, era halucinant. E absolut halucinant. La ora asta, profesorul Weber lucrează în zona cancerului și a proceselor de întinerire, să zicem așa, da? De te uluiește. Ai impresia că ești într-un alt... Și aici fac parte și eu. Adică vin și eu pe acolo. A și zis profesorul Weber la ultimul congres, doctorul Stănescu o să fie înlocuitul meu. Bun, aici e clar, dar plăcut, da. Dumneavoastră, domnul doctor, pe cine desemnați înlocuitor? Că noi avem o problemă, nu, acum aici suntem e o mare mulți problemă, și da, noastră jale. Peți unul. Rău cel mai mare că am zis, noi când vin în România, cu tehnica asta, cu laserii, cu nu știu ce, după ce am văzut că ea funcționează și atenție, nu e o tehnică nouă, repet încă o dată, aparatul e nou, atâta. De vreo 3 ani de zile a apărut pe piață. Tehnica e studiată de vreo 80 de ani. Da? Haios este că am zis, mamă, vin în țară, o să vorbesc așa, bine, repet încă o dată, fiind foarte mulți bani la bătaie, da? O să vorbesc cu 2-3 tineri, așa, ca să vină, să ofer un 500 de milioane pe lună salariu. De lei vechi. De lei vechi, da? De lei vechi, da? Așa, și am zis, bă, la 500 de milioane cred că pune botul toată lumea, adică mi se pare un salariu foarte decent, așa. Și la 100 de milioane pentru asistentă pe lună, tot așa, lei vechi, da, mă refer. Și am zis, mamă, să vezi acum ce iureșul dracu iese în România, facem vreo 4-5 de centre de astea, mamă, rezolvăm, îi facem pe toți, rachete îi facem. Fals, nu a venit nimeni. De asta ce e haios. Cum adică nu a venit? De ce deci nimeni, nimeni, am și zis, este halucinant când am zis așa, păpușel, ziceai că, cum că sistemul sanitar românesc nu te recompensează. Nu pot să spun că nu ai dreptate. Dar și când te recompensează, de ce nu reacționezi? Asta era toată întrebarea. Adică, stați un pic, ca să înțeleg eu, că eu sunt mai blond așa. Dragă de dumneavoastră le dați și bani, atâția foarte bani, mulți îi bani, și învățați această tehnică de care nu știu încă americanii, atenție. Și ei stau la spital să aștepte să le dea cineva 100 de lei în buzunar? Da, da. Păi asta nu e bine, domnul doctor. Păi, ce o să faceți dacă nu o să vină copiii ăștia să învețe? Și dacă nu, ce? V-am spus, din fericire, am găsit, acum de-abia, de o lună, jumate, două, așa, doi tineri, foarte șmecheruși, cam la 20 de kilometri de Târgoviște, o să facem cel mai mare centru de tehnici celulare regenerative din Europa. Dar rău de tot, așa, de alea cu două helioporturi, adică e nebunie pe față ce o să fie acolo, cu de-aia cu piscină infinită, băgăm pe mușulețe acolo, e șmecherosă, adică e frumos, da? Câți străini aveți pe lista de foarte acceptare, mulți, domnul? Foarte mulți. Păi, săptămâna viitoare vin 26 de neozelandezi, 10 din Canada, nu, 10, 12, pardon, 12 din Canada, mai am din state, bine, nu mai vorbesc din Europa, că în Europa deja este... Bun, deci ultima problemă, eu ca să-mi iau programare astăzi la dumneavoastră, până în ce lună trebuie până să aștept? Până noiembrie, anul viitor. Cum? Anul viitor. În 2019? Anul viitor. Da, 2019, da. Am înțeles, da, ok. Păi sunt 8, la ora asta sunt 8.418 pacienți pe listele de așteptare. Păi numai pe oase mă refer. Păi și cum faceți, om, să repet? Păi nene, treziți-vă deci, la realitate. Muncesc copilele astea cu mine, deci asistentele mele. Am trei azi, v-am spus, eu sunt blagoslovit de Dumnezeu, îmi dă Dumnezeu echipe foarte șmechere, da? Pe lângă o nevastă foarte bună, în primul rând că e înțelegătoare. Bă, îl las pe prost să-și facă treaba, că până la urmă, urmă tot iese, da? Vine, tot acasă vine, exact. Câteodată mă și enervează că eu stau, mă concentrez acolo vreo două luni de zile și zic că, bă, mă duc la nevastă mea să îi cer părerea că dacă e un ochi de la ea, nu în sensul că îmi dă ea avizul, da? Dar mi se pare are o penetranță foarte bună în rea. Ea se uită la Diva,
Eu înțepenez la cap. Cine dracu se uită la canalul ăsta? E nebun, e demență. Așa, ia, păi stai puțin după atât, așa, mă relaxez. Dar lasă-l, dracu, uite-te la filme porno, că e mai bine așa, lasă-le, Doamne iartă. Și acolo te zic, eu stau, mă concentrez acolo să fiu foarte, așa, vreau să fac cu tare și cu tare, vreau la tehnica asta, nu știu ce, dar nu merge din cauza aia. Păi ești nebună cu capul, dracu, păi eu de 2 luni de zile mă blochez, așa, ea vede unde este hiba. Da? Foarte șmecheros. E, pe lângă faptul că am o nevastă atât de grozavă, mai este și foarte muncitoare. Ea linge la chitanțele alea și face administrație, de înțepenesc. Ea zic, mamă, cum dracu te-ai născut, mă, din ce genă ești făcută? Să-ți placă mizeria asta, mi-aș tăia venele toată ziua. Da? Copii aveți, domnul doctor? Din păcate nu, asta e marea mea dramă. Ce mașină conduceți? Un Peugeot 2008. Mă rog, deci nu știu dacă... Nu, păi, nu, mi-a zis cineva, mamă, de ce nu ți-ai Jeep, fratele meu? Păi ești prost cu capul și ce să fac cu ea? Păi și așa, când am vândut-o pe aia de dinainte, avea 4 ani de zile, 18.000 de kilometri. Atât. Da, deci ați mers de fast rup. De m-am spart cu ea, dar eu am vândut-o cu o țineam ca mobil, am zis, las-o dracu, mai și plătesc taxe. Pâine de... cumpărați noastră sau doamnă? Niciunul, nici altul. M-am și enervat acum de zilele trecute, am zis, bă, murim ca proști, avem miliarde în casă și nu pot să mănânc o pâine, mă, nu, erau magazinele închise. Că mi-am dat seama decât seara la ora 7, când am venit la clinică, bă, nu avem pâine, ești nebun cu capul, fă-mă niște cartofi prăjiți, dracu. E halucinant. Nu, e o viață foarte... Adică să nu credeți că mâncăm creveți. Una la mână că nu... Nu, mint, crezi, chiar îmi plac întâmplător, da? Dar nu în sensul de a mă sparge în figură, adică ca să simți elementul de bogăție, da? Trebuie să ai și timp necesar să consum banii respectivi. Pe mine nu, asta mă interesează. Știți ce îmi place? Ce vă place? Halucinant de mult este că unul la mână când mă culc la 4-5 dimineața, că bă, cam atâta este ora când închid jobul, așa, dorm 2-3 ore și după aia venim la clinică. De-abia aștept să vin. Chiar mă enervează că mă ia somnul, nu de altă, da? Pentru că intri în recepție și vezi 40.000 de ochi care sunt pe tine. În speranța că poate tu ești ăla care cumva eu îi rezolva în cazul lui. Asta este cea mai mare șmecherie care este. Asta te hrănește enorm de mult. Ce relație aveți cu Dumnezeu, domnule? Foarte bună. Dar nu sunt practicant. Nu sunteți practicant? Nu, nici nu mă interesează. Mă interesează, de-aia mă și nervează. Valentine's Day, băi nenicuțule, dar de ce îți trebuie ție o zi specială să-i arezi la nevastă ta că o iubești? Dar nu poți să faci treaba asta în fiecare zi. Da, dar flori aveți timp să-i cumpărați, domnul doctor? Dragă, de aia nici nu știu ce aia. Păi nu știu, cred că sunt în curte, tai acolo câteva și zici... Nu, cred, când i-ați dus flori ultima dată? Niciodată n-am dus. Niciodată. Așa ceva. Nu, pe bune, niciodată. Nu, prefer să fiu un partener de foarte mare putere. Deci când are nevoie de ceva, să știe că are pe cineva să poată conta. Și întotdeauna mă bat într-o loialitate halucinantă. Deci mă duc cu tine până la sânge, efectiv. La modul propriu al cuvântului. Da, ultimul minut e al dumneavoastră. Adică trebuie să mă întrebați dumneavoastră pe mine ce vreți. Păi chiar nici nu știu. Nici nu știu. În primul rând, singurul lucru care este foarte curios, cum dracu s-a nimerit subiectul ăsta să fie subiect? Pentru că mi-a scris cineva, mi-au scris foarte mulți pacienți pe care m-ați văzut înțeles, pe pagina de Facebook a emisiunii. Evident că m-am enervat că n-am auzit de dumneavoastră. M-am enervat. Urene, cine e ăsta? Dar ce vrea cine e ăsta? Da, mă, nu știu și eu de atâția ani. Am intrat pe... Adică nu eram nici așa, nu mi-am mărit sânii, nu mi-am schimbat sexul, adică chiar nu știam pentru ce dracu ne vedem, adică chiar nu înțelegeam care e logica. Da, am văzut eu acolo ce au scris oamenii. Da, n-am crezut până n-am venit, că știți cum suntem noi, haios este că, da. Așa, un pacient mi-a zis, noi cu cât îi plătești? Pe cine să plătesc, frate, că eu nici nu știu, n-am timp să mă duc să stau pe Facebook acolo. Bun, și după aceea am avut aceeași dorință ca și noastră, și anume aceea ca românii, trebuie să știe că există și în România această posibilitate. Da. Evident că vorbim de o clinică privată, sigur că da. Dar asta e până la urmă. Nu am alte variante. Eu am fost întotdeauna deschis și am vrut să încerc. Eu am și spus, nu mă interesează să patentez nimic, să protejez, să-l ia oricine vrea, numai să-l facă, să-l folosească, atâta. Am înțeles. Da. Mulțumesc frumos, domnul doctor. Și poftă multă, Doamne ajută. Mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, mulțumesc frumos. Rămâneți la Antena 3. Nu uitați, la ora 19 urmează Carmen Avram cu emisiunea în premieră. După mine, știri, nu potop.